Haideți să citim un cuvânt din Cuvântul lui Dumnezeu. Câteva versete de la 1 Tesalonice, în capitolul 4. Puteți să rămâneți pe bănci. 1 Tesalonice, în capitolul 4. Voi citi pasajul acesta pe care aș dori să-l folosesc pentru a extrage niște motivații uh, pentru subiectul pe care noi îl avem înainte. Încolo, fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu și așa și faceți, Vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus să sporiți tot mai mult în privința aceasta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Isus. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul sau trupul în sfințenie și cinste. Nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug sau șmecher, și cu nedreptate întreburi față de fratele său, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea, cine ne socotește aceste învățături, ne socotește nu pe un om, ci pe Dumnezeu, care v-a dat și Duhul Său, Cel Sfânt. Amin. Amin. Bun. Haideți să plecăm capetele în rugăciune să ne rugăm. Tată, îți mulțumesc pentru oportunitatea asta mare pe care mi-ai dat-o mie să fiu aici cu toți tinerii acestea. Mă rog să-i binecuvântez pe fiecare dintre ei, să mă binecuvântez pe mine într-un mod special în predicarea cuvântului, în abordarea acestui subiect sensibil, dar important, Doamne, pe care Tu l consideri important. Te așa de mult să ne avuți în seara aceasta să vedem frumusețea trăirii în Sfințenii. Avut ne să vedem frumusețea trăirii pozitive, Doamne, nu frumusețea unei trăiri în care ne abținem sau ne tăiem anumite libertăți. Și, Doamne, te rog așa de mult, binecuvântează pe toți care sunt prezenți aici, pe aceia care au gustat, poate, din darul sexualității, înainte ca tu să fii vrut ca ei să facă lucrul acesta, pe cei care au gustat mai mult, mai puțin, binecuvântează de ne tuturor, Doamne, pocăință. Fiecare dintre noi avem motive să ne pocăim. Să ne pocăim de lucruri pe care le-am văzut, de lucruri pe care le-am făcut. Te rog să ne dai speranță, nădejde în seara aceasta, Doamne. Te rog așa de mult să restaureze în inimile noastre relația pură, adevărată cu tine, dar și cu ceilalți din vârful nostru. Te rog în numele Domnului Isus să fie o seară pe care să nu o uităm, pentru că este o seară în care ne deschis mintea și ne-ai îndrăgostit de Domnul Isus Hristos. Te laud că vei face lucrul acesta în numele Domnului Isus prin Duhul Sfânt. Amin. Poate ați văzut un articol, ați citit un articol pe care eu l-am citit recent, despre o criză din Japonia și criza aceasta constă în următorul lucru. Zice așa, mi s-a părut foarte interesant titlul în articol. Zice fenomen îngrijorător, în Japonia. Eu de obicei nu citesc articolul ăsta. Când spune cea mai tare nu știu ce. Prostii, nu intru pe articolul ăla. Da? Când are de unde să știe el că e cel mai tare lucru. Fenomen îngrijorător în Japonia. Ascultă. Numărul celor virgini din ce în ce mai mare. Fenomen îngrijorător. Măsuri luate de guvern. Ăsta e titlul articolului. Măsuri luate de guvern. Ce măsuri o lua guvernul ca să nu mai fie japonezii virgini? Cam asta era ideea. Și în articol sunt date niște date aici. Dintre persoanele necăsătorite cu vârste cuprinse între 18 și 34 de ani, 70% dintre bărbați și 60% dintre femei, da, 70% dintre bărbați și 60% dintre femei. La persoanele în, în, între vârstele astea, 83 și de ani, sunt singuri și virgini. Pe mine m-a frapat ă, statistica asta ă, dintr-un motiv foarte important. Oameni fără Dumnezeu, care nu sunt creștini, care nu pretind că au Duhul Sfânt în viața lor, care nu-s bisericoși, care nu, nu pretind că sunt născuți din nou și cu siguranță nici nu sunt, pot, domnule, să se abțină și să nu aibă relații sexuale înainte de căsătorie. Și acum eu, poate, mă, mi s-au dat câteva teme pe care să le leg acolo. Din prima, când am văzut temele, am știut despre ce vreau să vorbesc. I-am cerut fratelui să mi voie, el probabil a făcut imprudența și mi-a dat voie să vorbesc despre subiectul ăsta. M-am gândit la, la, lucrul acesta care este foarte important. De ce niște oameni fără Dumnezeu, nebisericoși, fără Duhul sunt fără nașterea din nou, pot să se abțină de la relații sexuale înainte de căsătorie și noi trăim la propriu, și mă conectez cu voi pentru că știu în ce lume trăiți, trăim la propriu o epidemie de imoralitate în bisericile evanghelice. Și mă refer în general la bisericile evanghelice, da? separate de bisericile tradiționale de stat. De ce este lucrul acesta? Și răspunsul nu este că trăim într-o cultură uh, hipersexualizată sau plină de stimul sexual. Nu ne putem abține, suntem un, un fel de animale din astea scăpate de sub control. Nu ne putem abține, domnule. Uite că japonezii pot să se abțină. Și meditând la subiectul acesta. M-am întrebat pe mine, eu mi-am dat demisia de vreo câteva săptămâni și pot să vă discut foarte liber cu voi niște lucruri. Acum, meditând la lucrurile acestea, mi-am dat seama că nu-mi doresc pentru generația mea, pentru generația noastră, nu-mi doresc o abstinență de tip nipon, japonez, da? Învață-ne și nu pe noi strategii din astea, poate... Uh asociate cu luptele lor și cu chestiile lor tradiționale, învață -ne și pe noi evanghelice, ne ducem la japonezi, ne învețe strategiile ca să ne păstrăm puritatea sexuală până la căsătorie. Nu avem nevoie nici de Dumnezeu, nici de Duhul Sfânt, nici de nașterea din nou. Luăm câțiva experți japonezi să ne învață, învețe, îi aducem aici în România, facem niște conferințe super tari și deodată avem o rată din asta de virginitate extremă în bisericile evanghelice și nu știu ce să facem cu ăștia ca să căsătorească, să iese din starea asta, da? Deci nu asta ne dorim. Eu cel puțin nu cred că asta își dorește vreun slujitor al lui Dumnezeu pentru biserică sau pentru tinerii care sunt în biserică. Eu cred că articolul ăsta, cel puțin pentru mine, statistica asta, trebuie să fie revoluționară pentru mentalitatea noastră. Ce ne dorim, de fapt, pentru tinerii din bisericile noastre? Dorim, pur și simplu, domnule, vrem să se abțină. Vrem să fie pur din, vedere, pur din punct de vedere sexual. Oare asta ne dorim? Sau ne dorim ceva mai mult? Eu personal cred că Dumnezeu își dorește ceva mai mult pentru fiecare dintre noi și diferența fundamentală între un virgin evanghelic și un virgin japonez este că ăsta evanghelicul face lucru pe care îl face datorită relației sale cu Dumnezeu. Nu că el n-ar putea să fie așa fără Dumnezeu, este fals. Uite că ăștia pot. Mulți oameni cred, oh, vin la biserică, ci, ce ești tu? Eu sunt pocăit. Și ce faci tu ca pocăință? Păi eu n-am voie să fac aia, n-am voie să fac aia, n-am voie să fac aia, n-am voie, voie să fac aia. Nu ai pocăința. Cu alte cuvinte în seara aceasta, cum spunea și Cristi, uh, Cristi, da? Ok? Uh, vreau să vedem frumusețea trăirii în Sfințenie. Nu să vedem cât de greu ne este nouă să ne abținem de la a face anumite lucruri pe care ne le dorim din toată inima să le facem. Nu, să ne dorim mai mult altceva decât Călcarea acestei purități sexuale. Așa că, în seara asta, nu o să vă ameninți că vă pierdeți mântuirea dacă ați păcătuit din punct de vedere sexual, pentru că nu cred în treaba asta, ok? Uh, nici nu vreau să vă motivez o oh, dacă o să uh, păcătuiți din punctul ăsta de vedere și noi o să vă vedem, nu o să vă mai căsătorim în biserică, o să vă căsătorim la restaurant. Ok? Bine. Sau dacă păcătuiți din punctul ăsta de vedere, noi o să stăm așa în față, o să ne uităm urât la voi. Nu o să vă lăsăm să cântați câte un solo în biserică sau să mergeți la cor sau nu știu ce restricții de genul ăsta. Deci nu astea sunt motivațiile pe care eu vreau să le abordez în seara aceasta, ci vreau să repet lucrul acesta, să-l subliniez, vreau să vedem partea pozitivă a lucrului, care sunt motivațiile corecte. Dar, înainte de lucrul acesta, haideți să nu nuanțăm puțin problema. Ce înseamnă puritatea sexuală? Când vorbim despre puritate sexuală, despre asta vorbim, ce înseamnă puritatea sexuală? Puritatea sexuală, în primul rând, nu înseamnă... Deci, esența purității sexuale nu înseamnă abstinență ca scop în sine. Deci să fiu pur din, din punct de vedere sexual nu înseamnă domnule, mă abțin, ce faci? Mă abțin, mă abțin. Eu am crescut într-o biserică micuță, tradiționalistă, conservatoare, baptistă, în care tata ne sfătuia, frații ne sfătuia. Dacă ești, de exemplu, la școală și cineva te enervează, tu trebuie să te abții. Dacă vezi un lucru pe care nu trebuie să-l vezi, tu trebuie să te abții. Dacă te uiți, dacă îți vine să faci ceva dacă... și așa mai departe, tu trebuie să te abții. Puritatea sexuală, din punct de vedere creștin, nu asta înseamnă numai să te abții. Înseamnă și asta, dar înseamnă ceva mai mult. Înseamnă două aspecte pe care le voi mai repeta mai târziu. Înseamnă, în primul rând, în perioada aceasta în care nu ești căsătorit și nu practici, nu ești implicat în comportamente de tip sexual, comportamente de tip sexual, în perioada aceasta îl slujești pe Dumnezeu, te dedici în totalitate lui Dumnezeu, citiți 1 Corinteni, capitolul 7, unde Pavel abundent spune că e esența, esența singurătății, da? din punct de vedere al relației cu un partener de sex opus, esența singurătății, până la căsătorie, este să te dedici total în slujirea lui Dumnezeu. Nestingerit, fără piedici, fără bariere, să te implici total în slujirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă. Ăsta e lucru pe care Dumnezeu ți-l cere să-l faci, să faci până la căsătorie. Nu mergi prin mol, oh, o vezi pe una acolo, mare, pe un afiș, numai cu sutenă pe ea, oh, eu trebuie să mă abțin, trebuie să mă abțin, trebuie să mă abțin. La ce te -o chema? Dumnezeu mă chema să mă abțin. Nu asta este esența. Esența este în timpul acesta să-l slujești pe Dumnezeu. Și în timpul acesta, în al doilea rând, să te pregătești pe tine însuți pentru partenerul viitor pe care ți-l va da Dumnezeu în căsătorie. Pentru că sunt foarte multe persoane care, în discuții cu, uh, despre căsătorie, vorbind și abordează subiectul în felul următor. Uh, cum crezi tu că ar trebui să fie uh, soțul tău? Cum crezi tu că ar trebui să fie soția ta? Și toți avem listele noastre lungi. Dar întrebarea ar trebui pusă invers. Ce faci tu ca să fii soțul potrivit sau soția potrivită pentru viitorul tău partener? Și lucrul ăsta nu începe de la 18 ani. Sau de la 9. A, nu am eu treabă, acum am 13, 14 ani, 15 ani. Oricum în adolescență ești cam idiot, nu prea știi ce e cu tine pe lumea asta. Cam asta, asta Problema este nu că noi suntem așa la vârsta aceasta, ci că o generație deasupra noastră crede că suntem așa, ne tratează așa și în perioada asta foarte importantă din viață, când trebuie să ne dezvoltăm, ne bate în joc de niște binecuvântări foarte importante pe care ne le-a dat Dumnezeu. De slujirea lui Dumnezeu și pregătirea ca partener potrivit pentru cel care îți va fi soț și soție, asta înseamnă puritatea sexuală, nu numai să te abții. În al doilea rând, nu înseamnă doar lipsa contactului sexual. Am auzit foarte multe povești Poate, îmi pare rău pentru cei care, într-adevăr, îmi pare rău pentru cei care sunt virgini la minte în seara asta și o să le dau anumite informații pe care nu le cunosc. La propriu vorbesc și mă refer exact la lucrul pe care îl spun, puritatea sexuală nu înseamnă doar lipsa contactului sexual. Apropo, sunt căsătorit, am doi copii, sunt moldovean, căsătorit coltean, că cu socul meu în seara asta aici. Ciudat, nu? Am doi băieți care sunt născuți în Ardeal. Nu înseamnă doar lucrul să n-am contact sexual, înseamnă că eu sunt de, pur din punct de vedere sexual. Am auzit mai multe cazuri acestea în care tineri din bisericile evanghelice crescuți și educați cu mentalitatea asta. Oh, eu trebuie să fiu de, pur din punct de vedere sexual. Au făcut de toate. Deci, nu vreau să, da, să vă stric minte, au făcut de toate și când se ajungă la ultima fază, nu, eu vreau să fiu virgină. O, eu vreau să fiu virgină. Și aceasta este o înțelegere greșită Profund greșită, esențial, fundamental greșită, a purității sexuale. Când vorbim de puritate sexuală, vreau să ne referim nu doar la lipsa contactului sexual, ci la lipsa comportamentelor de tip sexual. Adică, dacă eu sunt cu soția mea și trece o creație a lui Dumnezeu pe care eu aș considera o frumoasă și eu mă uit după ea, puf! Da? Pe drept, de ce? Pentru că ea consideră, și eu spun, care e problema? Nu am să -o iau de mână, nu am să de braț, nu am strâns -o de mijloc, nu m-am dus la dans, că eu n-am făcut nimic, că nu m-am uitat. De ce? Pentru că ea știe că puritatea sexuală în căsătorie înseamnă să-mi protejez și privirea. De ce n-ar însemna același lucru înainte de căsătorie? Nu? De ce n ar însemna același lucru? Și gândiți-vă la orice ar însemna puritate sexuală în timpul căsătoriei, exact același lucru ți se cere și înainte de căsătorie, pentru că partenerul tău de căsătorie există în realitate. El există în realitate numai dacă Dumnezeu te-a chemat, rău pentru tine să fii singur, da? Dar în realitate el există. Și înseamnă să fii necredincios față de el, chiar dacă nu ești căsătorit cu el, la fel cum înseamnă să fii necredincios față de partenerul tău când ești căsătorit cu el. Așadar, mă refer, când vorbesc despre puritate sexuală, mă refer la lipsa oricărei atitudini, priviri, vorbe, mișcări, SMS-uri, atitudini, tot felul de lucruri care au tendință sexuală, care să nasc dintr-o dorință sexuală, din instinctul sexual, înclinația sexuală, care au ca scop transmiterea unui mesaj, poate foarte finuț, foarte finuț, de natură sexuală, sau care este perceput ca fiind un comportament sexual. De exemplu, tu ar putea să faci anumite să ai anumite acțiuni sau anumite atitudini pe care persoana cealaltă să le interpreteze ca un comportament de tip sexual. Tu știind lucrul acesta nu spui, a, eu nu am făcut, eu n-am avut motivația asta, nu contează, contează și cum percepe el ce faci tu. Și sunt o grămadă de băieți din ăștia care prin SMS-uri, prin tot felul de chestii, pe Facebook, discuții, frâng inimile la fete și zic, oh, eu nu mi-am imaginat că ea să gândește la lucrul ăsta. Păi sigur că, de ce nu ți a imaginat? ea să gândească băi, de ce m-au abordat pe mine? Clar! Eu o asta, nu? Sunt mai multe lucruri de genul ăsta. Ok. Ce înseamnă imoralitatea sexuală? Deci puritatea sexuală nu se referă doar la lipsa contactului sexual, ci se referă la lipsa tuturor comportamentelor de tip sexual față de o persoană care nu este soțul sau soția ta. Ce înseamnă imoralitatea sexuală? Da? Opusul. Înseamnă consumarea binecuvântărilor intimității fizice, psihice, emoționale. Dacă există în căsătorie un contact intim, nu te referi doar la un contact fizic, că nu suntem animale. Da? Într-o perioadă de împerechere în care ne împerechem și până nu mai avem treabă. Nu suntem animale, da? Suntem ființe foarte complexe și contactul sexual înseamnă unirea două personalități complexe din toate punctele de vedere. Altfel, dacă este doar contact fizic, ăla se cheamă viol în familie. Vorbesc foarte serios și lucrul ăsta este foarte grav. Să ajungi în familie la o chestie de genul ăsta este foarte, foarte, foarte grav. Este foarte grav. De aceea când vorbim despre imoralitate sexuală sau când vorbim despre puritate sexuală, ne referim la uh, abținere sau la consumarea unor binecuvântări ale intimității fizice, psihice, spirituale, emoționale și așa mai departe, și așa mai departe. Așadar, uh, cum ne păstrăm puritatea? Ne păstrăm, da, abținându-ne, dar ne păstrăm așteptând, slujim pe Dumnezeu, pregătindu-ne pentru cel care va fi partenerul nostru, da? Acțiune, nu abstinență, ci acțiune. Asta ar fi mutația de mentalitate pe care eu aș dori eu să o văd în mentalul colectiv evanghelic, în special al generației tinere. Eu să fiu pur din punct de vedere sexual nu înseamnă numai să mă abțin. Ai putea chiar să uiți treaba asta. Ar trebui să înțelegi că puritatea sexuală înseamnă tu să te dedici lui Dumnezeu și să te pregătești să fii pentru soțul sau soția ta persoana pe care Dumnezeu dorește să o reprezin și să fii în realitate, să devii persoana cea pe care Dumnezeu o dorește. Problema asta a complicat. Deci problema asta cu puritatea sexuală este foarte complicată, cel puțin dintr-un motiv foarte important. Motivul foarte important este acesta. În societatea evreiască nu exista adolescență. Adică când tu erai la 12, 13, 14 ani și nu știai nimic despre tine, da? Și nici despre ce se întâmplă în jurul tău băieți evrei erau deja intrați în societatea oamenilor maturi. De ce? Pentru că în mentalitatea evreiască nu exista perioada adolescenței, perioada în care era idiot. Și nu aveai niciun fel de responsabilitate și puteai să faci absolut orice, să zicea, las că e adolescent și noi am trecut prin perioada asta. Ci ei investeau, părinții investeau, comunitatea euh, religioasă, societatea investea în generația tânără, așa că la o vârstă foarte fragită se maturizau și erau capabili să se căsătorească. Adică, la punctul în care descoperea instinctul sexual în tine, înainte să explodeze în tine, da? când descoperea lucrul ăsta, deja știai cam cine o să fie partenerul tău. Deja știai. Și nu ajungeai la punctul acesta în care ajungem noi astăzi, că sunt adolescent la 27 de ani. Bubui de hormon și nu știu cu cine vreau să mă căsătoresc. Și om nebunește de hormon, instinctul sexual face cu mine praf și pulbere, da? Și eu nu știu cum să mă căsătoresc. Când un evreu era căsătorit de 15 ani sau de 14 ani. Tu îmbătrânești, aici este problema. De, de asta s-a complicat problema. Pentru că punctul căsătoriei a fost amânat, începem să experimentăm niște lucruri în personalitățile noastre, nu numai în trupurile noastre, lucruri pe care nu le-am experimentat de altfel. Și aici este motivul pentru care epidemia asta de imoralitate a luat cote atât de înalte. Pentru că momentul căsătoriei s-a întins foarte departe. Pavel zice, de exemplu, în 1 Corinteni 7 cu 9, dacă nu se pot înfrâna, dacă nu se pot abține. Și noi zice, mă, Pavel, cum să nu se poate abține? Că ăștia au Duhul Sfânt. Mă rog, dacă și japonezi n-au nicio treabă. Cum adică dacă nu se pot înfrâna? Păi ce să-l bate și cum să nu se poate înfrâna? Păi spune-le, mă, amenință, văd, ceva să se înfrâneze. Pavel nu spune așa. Pavel spune, dacă nu se pot înfrâna, să se Părinții nu, trebuie să-ți termini școala. Nu, tu ai o carieră în față, nu fii proastă, te duci cu ăla. Nu! Auzi ce spun, dacă nu se pot înfrâna, zic, noi suntem spirituali, noi avem niște tineri extraordinari. Cum sunt tinerii din biserică? A, oh, tineri nu știi, extraordinar, extraordinari, domnule, puu, avem o generație, nu cum s-au în altă părți, povești nemuritoare. Zice, dacă nu se pot înfrâna, dacă, se... Doamne, dacă nu ai nicio problemă, te ducem la doctor. La propriu, serios, deci dacă tu ai 20 ceva de ani și nu ai niciun problemă, bă, eu nu am nicio treabă. Eu cum ai la o fată ca și cum am vedea o ușă din asta care spune, nu am nicio treabă. Bă, tata, te duce la doctor, nu să nu te căsătorești în viața ta, femeia o să sufere fantastic. Dacă nu se pot înfrâna, să se căsătorească, pentru că este mai bine să se căsătorească decât să ardă, nu în focul iadului, ci să arzi tu la propriu, da? Știi, băieții, fetele, știți ce înseamnă să arzi, da? Știi ce înseamnă să arzi? Ok, mesajul pe care vreau să-l am în seara asta, în continuare, nu este doar pentru cei care sunt... Uh, mulțumesc lui Dumnezeu pentru toți aceia care n-ați consumat nimic din bune cuvântările astea de intimității fizice sau binecuvântările intimității cu o persoană de sex opus. Ferează că Dumnezeu, aia nu mai e binecuvântare dacă e persoană de același sex. Uh, ci și pentru persoane care ați început deja sau chiar ați avuns până departe. Seara asta poate să fie un moment în care să te convingi că Dumnezeu vrea să încetezi tipul ăla de comportament sexual, oricare ar fi el, și până la momentul căsătoriei să trăiești în pocăință și să trăiești pregătindu-te să fii omul care Dumnezeu vrea să fie. Dar indiferent la ce stadiu ai fi, te poți opri și poți începe o viață nouă cu Dumnezeu. Dumnezeu să vă ajute și să mi-ajute și mie să trăiesc așa cum vrea El. Amin. Îmi place aminul vostru. Ok, care sunt cauzele imoralității sexuale? Vedeți, e foarte important să, să știm în ce zonă ne aflăm. Trăim într-o generație, băiețelul meu la un an uh, jumate, cred, știa deja să deschidă telefonul, să gliseze, să dea clipul unul după altul, da? M-a speriat. M-a speriat de lucrul ăsta. De ce? El poate să stea pe YouTube, eu zic, ah, bine că e liniștit și pot să-mi fac eu treaba, e bine să stă pe telefon, să la calculator. Ea, ok, stă pe YouTube acolo și mi apare o grămadă de lecrame și de chestii. Și la o vârstă fragedă poate să fie infectat din cauza faptului că eu i-am dat tehnologia în mână și n-am știut ce o să vină la rând acolo. Da? Sau apasă el. Că știe să apese să umblă cu cursorul pe acolo și să apese pe tot felul de lucru. Și ajunge, ajung copiii de mici să fie infectați, să nesupravegheați, să fie infectați cu informații de natură sexuală pe care ar trebui să le afli poate peste 12, 14, 15 ani. Ok, după chestia asta ajung la grădiniță, ajung la școală, în clasele primare, după aia în liceu, să întâlnesc cu tineri care știu mai multe informații de genul ăsta decât știu ei, comunică, devin curioși, îs mai infectați. Trăim într-o într societate în care suntem bombardați cu informații de natură sexuală pe care poate n-ar trebui să le cunoaștem și care multe dintre ele nici măcar nu sunt adevărate. Multe dintre ele nici măcar nu sunt adevărate. Da? Când eu merg în oraș și ajung la o farmacie și ai cu pasta de dinți și dezbrăcată, mă întreb care e conexiunea între pasta aia de dinți și ea dezbrăcată. Da? Sau e cu drujba în mână. Sau pe escavator. Sau cu bormașina în mână, da? Domnule, trebuie să fie o fată la kilot cu bormașina în mână. Păi, dar nu am nicio, nicio, legătură. Da, sau te duci acolo, ăla prin mecanicul, plin, murdar, tot din cap în picioare, de ulei de toate alea, postere cu femei dezbrăcate. Ce face aia? Schimbă rost și repară mașina. Nu are nicio treabă, da? Suntem bombardați, oriunde ne ducem, suntem bombardați de lucrul, de lucrul, acesta, de, de invazia aceasta de imoralitate sexuală. Da? Din nefericire, mulți dintre voi ați început, probabil, comportamente de tip sexual în tabere creștine. Amele creștine, da? Nu Este o supraveghere cum trebuie. Noi, poate, n-am avut prea multe minte, minte în cap și am început să consumăm lucruri care nu trebuia să le consumăm. Uh, ce motive avem? Ce motive avem? M-am gândit cu să încep, să încep cu motive din astea naturale pe care le pot avea și oamenii din lume sau cu motive uh, spirituale. Adevărul cu toate sunt importante și sunt legate unele de celelalte. Dar repet, eu nu vreau să devenim niște români care practicăm o moralitate de tip japonez. Bă, nu ne abținem că suntem foarte motivați. Avem, am intrat și noi în gândirea asta pozitivă, ne uităm dimineața în oglindă, sunt un băiat puternic, mă pot abține. Indiferent de ce aș vedea, E ies afară. A, are asupra mea niciun efect. A, eu am carieră, am de făcut lucruri, mă uit eu după da, am eu nicio treabă. Dar nu asta, nu asta dorim noi. Ce motivații găsim în Scriptură și ce motivații ar exista? Și vă spun câteva lucruri, poate, care le-am experimentat și le-am văzut eu din căsătorie. În primul rând, în primul rând, împlinirea sexuală în căsătorie autentică necesită cunoaștere profundă și timp. Adică, dacă eu am început o relație cu o persoană, am început o relație cu persoană și după aceea o schimb, ceea ce se întâmplă foarte des în generația noastră, da? Bă, nu, m-a rugat, domnule, am postit foarte vlavios, domnule, mi-a descoperit că ea e fata. După două săptămâni nu mai ia. Ok, eu n-am că ea, nu știu ce au făcut. Și ea la fel. Și e, trăim într-o într 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 agonie din asta, umblăm poate din relație în relație, din relație în relație, din relație în relație. Împlinirea, satisfacția vine când ai o singură persoană care dedici ani de zile și cu cât o cunoști mai mult, cu atât, relația sexuală este mai profundă și aduce mai multă împlinire și mai multă satisfacție. De fapt, noi zicem, generația noastră spune, A, noi vrem să fim liberi, vrem să încercăm, vrem să, vrem să probăm. Dar da, proba asta și încercarea asta, de fapt, te nefericește pe tine, îți face ție un rău. Așa că atunci când Dumnezeu îți cere, folosesc termenul ăsta deși nu-mi place, abstinența, Dumnezeu îți cere un lucru care ție îți va face bine în viitor. Dumnezeu îți cere să, să nu te debusolezi cunoscând o grămadă de personalități și n-apucând să cunosc și pe niciuna așa de bine încât să experimentez cu adevărat o satisfacție profundă. Și asta vrea Dumnezeu, să ajungem într-o relație de legământ unde și satisfacția de tip sexual să fie profundă. De ce? Pentru că este o singură persoană pe care o ajungi să o cunoști foarte, 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 foarte bine pe an ce trece mai bine și cu cât o cunoști mai bine, cu atâta relația de genul acesta este, aduce mai multă împlinire, este mai satisfăcătoare. A doua motivație, dăruirea totală față de o singură persoană, față de o singură persoană, a darului fizic cel mai important, cel mai frumos. Da? Este un lucru fantastic când te căsătorești și uh, în noaptea nu-ți ai o, o senzație fantastică dacă celălalt a fost curat din punct de vedere sexual, să știi că a păstrat ceva numai pentru tine. Asta nu înțeleg eu la generația noastră. Sincer, nu vă înțeleg. Domnule, ești fată. De ce ai vrea să știe toți băieții ce mărirea mea are sutenul tău sau cât de mari sunt tăi? Deci nu poți să înțeleg chestia asta. De ce să nu se simtă bărbatul ăla? Bă, nu mai eu știu ce e acolo sub bluză. Nu mai știu încă 15 băieți din biserică și, și prin faptul că au pus mâna sau chiar o, vă, o văzut și chiar o pus mâna. Ce prostie chestia asta, da? Adică este o satisfacție profundă să știi la propriu. Nu eu știu ce sunt sub hainele astea, domnule. Nu mai eu știu. Nu știe nimeni altcineva. Nici stai că să nu știe, nici mai că să nu știe decât nu au fost prunc. Oh, S-a schimbat foarte mult de atunci. Nu eu știu, bărbatul ei. Dar numai eu știu bărbatul ei. Și la fel ea să știe că nu știe nimeni cum e el, decât eu. Decât eu. Este o satisfacție profundă care completează și la propriu. Oferă un dinamism și o frumusețe contactului sexual extraordinar de mult. De ce? Pentru că e ceva ce dăruiești numai lui. A treia motivație. Recunoașterea publică a comunității oferă o doză considerabilă de siguranță în relația conjugală. Este un lucru fantastic când te căsătorești. Să știi că mama și cu tata știe că tu o să dormi cu fata lor. Socritei, da? Știu că o să cu fata lor. Și ei de acord cu lucrul ăsta. Da? Ei de acord cu lucrul ăsta. Biserica știe. Când ne-am căsătorit, ei știu că nu vă ziceți acasă să mâncați o pizza împreună. Înțelegeți ce vreau să spun? Ei sunt de acord cu lucrul ăsta. Ei celebrează împreună cu noi lucrul ăsta. E o siguranță pe care o, o, o simți tu că comunitatea, da? De la micro la macro, toate sferele ei, comunitatea confirmă relația în care tu ai intrat și vrea să protejeze relația asta. Și are grijă ca relația aceasta ar trebui să aibă grijă ca relația aceasta să crească, să se dezvolte, să fie frumoasă. Este o satisfacție. No, tot umblăm, tot ieșim noaptea, ne ascundem, bat un brad, scriem acolo A plus C, egal love, după aia ne pare rău, ne ducem, ștergem cu cuiu, iar mai încercăm. cine ne ducem, nu știu, băi, fratele cu tare, iar, fru, repede, tu fui la baia, eu la baia aia, ieșim pe nu știu unde, unde ești? Băi, ești la un prieten, iau tema de la mate, tu ești cu... Deci treci într-o chestie de genul ăsta care -i copilărească, e adolescentină, nu e o satisfacție. Satisfacția profundă vine pentru că Dumnezeu ne-a lăsat să trăim într-o comunitate. Dacă erai la colonizarea Americii și te tu singur cu nevasta în Texas, pe o de 1000 kilometri, nu era nimeni, ok, te înțelegeam. Nu avei nevoie de acceptarea comunității. Dar Dumnezeu ne-a făcut ființe sociale. Nu se acceptea merit pe Facebook. Nu, chestia aia te ajută pe tine. Mă, oare ce credește pe Facebook că am pus statusul cum am căsătorit azi? O, oh, toți ne apreciază că ne-am căsătorit. Nu! Ai vrea ca familia, ai vrea ca prietenii, ai vrea ca comunitatea în care trăiești să aprecieze, să se bucure, să celebreze împreună cu voi și să protejeze intimitatea în care voi sunteți. A patra motivație. Da, a patra. Disciplinarea minții și a trupului. Este un lucru foarte important. Eu ca fată, dacă aș fi, nu sunt, pe cum vedeți, sau eu ca băiat, mă pun în locul vostru, ca să înțelegeți ce am spus eu ca fată. În general nu spun eu ca fată. Eu m-aș simți, cum să zic, m-aș simți în foarte mare nesiguranță să mă duc să mă căsătoresc cu cineva care n-a putut să se abțină înainte de căsătorie. De unde știi că o să abțină după aceea? Și vreau să vă spun un lucru. Mie, înainte să mă căsătoresc, mi, -mi s-a părut așa că e foarte greu să fii pur din punct de vedere sexual. Mi s-a părut că e greu. Să vezi cum. Eu zic, Bă, dacă mă căsătoresc, că am nevoie să să fie super după aia. Puh. După explozie, să vezi tu ce ușor o să fie când cunoști mult mai mult decât ai cunoscut înainte. Dacă eu n-am putut să-mi disciplinez mintea întâi și trupul după aceea, înainte să fiu căsătorit, ce cred, ce mă face pe mine să cred sau ce te face pe tine să crezi că partenerul tău va reuși să se disciplineze după aceea și să-ți dea dragostea intimității fizice numai ție. Este o naivitate profundă să crezi că va putea face lucrul acesta. Și nu vreau să vă dau în seara asta exemple negative, că lucrul ăsta se face de obicei. Nu asta vreau să fie motivația. Să vă dau exemple negative de oameni care au făcut lucrul acesta și s-au nenorocit pe ei și și pe alții pe lângă ei. Și au dus foarte mult în tristare. Perioada aceasta este o perioadă în care te înveți sub puterea Duhului Sfânt să disciplinezi și mintea și trupul și faci lucrul acesta până la căsătorie și vei, va trebui să faci mult mai mult lucrul acesta și după căsătorie. Că după căsătorie nevasta poate o să nască. Sau după căsătorie ea o să îmbolnească sau tu o să te îmbolnăvești. S -s -s o sumedenie de situații în care vei avea nevoie de disciplinarea aceea pe care ai practicat-o înainte să te căsătorești. Înainte. A, dacă noi nu ne-am putut abține după aceea e dezastru. Puritatea sexuală al nu știu câte la motiv este o disciplină a iubirii. O disciplină a iubirii viitorului partener în căsătorie. Adică, dacă eu zic, mă, nu mă pot abține, înseamnă că eu, de fapt, transform pe partenerul meu într-un obiect al instinctului meu sexual. Eu mă căsătoresc cu el nu din dragoste, ci mă căsătoresc, domnule, nu mă pot abține. Nu ne putem abține, zice, te iubesc. Când trecem la treaba aia, nu e dragoste, prietene. Nu, dar dacă eu învăț să mă protejez până la momentul în care mă voi bucura de intimitatea fizică cu partenerul meu de căsătorie, eu arăt că mă căsătoresc cu el din dragoste. Mă disciplinez să-l iubesc înainte să-l cunosc și înainte să mă căsătoresc cu el. Mă disciplinez să pun relația cu el Deasupra instinctului sexual Deasupra înclinației sexuale Este o disciplină a iubirii În, Înainte, chiar dacă cunoști pe cel care Va fi soțul sau soția ta Este o disciplină de a învăța să iubești Pentru că te iubesc și te respect Nu vai face lucrurile acestea uh, alt motiv, Altă motivație Puritatea sexuală asigură satisfacția sexuală La fiecare stadiu al relației din căsătorie Aici e un lucru foarte important uh, Discutam cu socul meu pe drum despre lucrul acesta, e un lucru foarte important să poți discuta de tău despre lucrul ăsta, nu știu pe unde ai. sub o bancă. Pe... Da. Uh, te căsătorești și din noaptea sau ziua anunții, depinde, acum nu se fac mai devreme foarte bine, uh, este o bucurie fantastică că la fiecare, nu știți amândoi nimic, să sunteți amândoi? Bă, nu știu, am auzit și eu puțin, dar habar nu am. Lucrul e extraordinar de frumos, pentru că amândoi vă bucurați de... Unii sau au uitat, bă, ăștia frari, ce se bucură ea de chestia aia? Am mai pus mâna aici. Ha. Știi? Că nu s a pus nimeni niciodată mâna acolo, da? O față sau un băiat. Te bucur de fiecare lucru mic. Dacă tu ai consumat tot, zici, ce mai avem acum de consumat? Că nu mai... mai rămas ceva? Păi nu m a rămas. Luăm ceva idei de prin, scuzați-mă, din pornografie, ne aruncăm de pe dulap, pe undeva, să facem ceva lucruri extreme. Vedem, căsătoria aici, trebuie să aibă căsătoria ceva în plus decât ce-o fost înainte, nu? Ce-o fi în plus mai aici? Și îți dai seama că nu, nu mai ai rămas cu nimica. În timp ce, având un partener și amândoi fiind, așa, pornind de la zero, de la zero, Ideal ar fi, dar nu suntem într-o lume ideală, da? Dar pornind de la un nivel foarte jos, vă bucurați de fiecare chestie simplă și cu cât crește relația și cunoașteți mai multe lucruri, la rând vă bucurați de fiecare chestie, de fiecare chestie. E o satisfacție profundă pe care îl aduce lucrul acesta la fiecare stadiu are relație, pentru că nu cunoști. De asta și pornografia este o, un mare criminal a bucuriei sexuale în căsătorie. Pentru că acolo vezi tot felul de lucruri extreme și știți, sunt mulți bărbați care spun, bă, nevastă mea nu știe să facă. Pentru că tu ți-ai infectat mintea și ți-ai distrus mintea. Dumnezeu n-a intenționat niciodată ca nevasta ta să fie ca chestia aia de acolo, din ce ai văzut tu. Dar înțelegi că aia nu este iubire, este cu totul și cu totul altceva. Puritatea sexuală te protejează de regretul profund pe care îl vei avea după ce te vei pocăi sau vei întâlni partenerul vieții tale. Eu nu am fost cel mai cu minte. Nu am avut relații sexuale cu nimeni înainte de căsătorie. Da, am fost ușa de biserică, da? Departe de a fi fost ușor de biserică, da. Când am cunoscut-o pe soția mea, soția mea n-a avut niciun prieten. Am trăit o senzație de rușine și de scârbă față de mine profundă. Profundă. Mă, ea cum a putut? Crezi-mă că a fost... Puh, au fost băieți așa, știți cum zice în scriptură ca... Uh, uh după ea lui Faraon. Da, toți vreau să postească cu ea, să se roage, să caute voia Domnului, să. Da, eu n-am fost așa spiritual, da. Biblia spune dacă arzi, însoară-te. Am ars, m-am măsurat. Și. E o, e o rușine profundă. Dacă te pocăiești, Dumnezeu va pune o scârbă față de păcatul ăsta în tine profundă. Frate fratele meu, nu-i înregistrat, nu? Cunoașteți cineva pe fratele meu, nu-l cunoașteți. Bun fratele meu urmează să căsătorească și într-o zi frământat, m-am dus în Moldova, m-am întâlnit cu el, frământat, trebuie să vorbesc cu fata asta, trebuie să vorbesc, tot ce vorbesc cu ea, Dar trebuie să-i spun că înainte nu știu ce. Și am zis cum te-ai simțit bărbat înainte, nici el l-a mers la capăt, dar cum te-ai simțit bărbat înainte să faci prostii, la fel du-te acum camelul cu capul jos plecat și spune ce ai făcut. S-a pocăit între timp, s-a întâlnit cu o fată extraordinară, o fată care s-a păzit, o fată care a avut grijă de ea și care s-a gândit să facă lucrul ăsta pentru soțul ei, să-i ofere ceva frumos. Și el, măgărușul, asta e. Da? Dar e o satisfacție să știi, o satisfacție să știi că ai ceva extraordinar din partea cuiva, da? Puritatea sexuală, în ultimul rând, asta e tot o motivație asta, nu știu cum se numește, psihologică, Asigură satisfacția cu ceririi unei cetăți întărite și păzite doar pentru tine, da? Revin la o idee pe care am abordat-o deja. Dacă fata pe care, cu care tu vrei să te căsătorești a fost una care și-a luat așa cât de puțin material a putut pe ea, da? Cât îți pui pe cap, bentița, atât a avut și pe trup și pe... Da? Atât a avut toată lumea, cam știe aproape tot, cu excepția la 10 cm pătrați din trupul ei, da? În rest, cam să știe tot. Da? Nu ai să, tu ca bărbat, Dumnezeu te-a făcut un cuceritor, nu te-a făcut un cuceritor pe internet, la propriu, să te duci să dai piept față în față și să vorbești cu un socru supărat și încuntat, să faci chestii de genul ăsta, dar și să o cucerești pe ea cu sensibilitate, să ruiești și să o cucerești pe ea. Te duci, ce să cucerești tată? Toată lumea știe ce cu ea. Spui, ultimul lucru cu care mai avem de făcut, mergem la primărie și dăm actul, vrei? Da. Că în rest, toată lumea știe totul despre ea, foarte mult știu practic lucruri despre ea, nu-i satisfacția aceea a cuceririi unei cetăți întărite, ceea ce Dumnezeu a vrut să fie o fată și să trăiască și ea satisfacția cuceririi. Să-l vadă pe ăsta, că dă târcoale, că încearcă, că nu merge, merge pe la socru, să pe la Ana, la Caiafa, iară, să prime, la Pilat, la Irod, să ceară. E frumos lucrul acesta. Simte și el că pune mâna pe o valoare. Dacă la prima chestie zice, bă, cine știe, la câte am făcut, cine știe când mai vine altul? Sar, bă, cine ești? Nu știu cine ești, mă, cu tine, nu mai problemă. Da? Că nu mai ai nimic de dat. Înțelegeți prin toate motivațiile astea pe care vi le-am prezentat, înțelegeți lucrul acesta. Lucrul acesta vreau să-l înțelegeți. Înțelegeți că Dumnezeu, de fapt, prin abstinența pe care ne-o cere El și prin dorința lui Dumnezeu de a sluji în timpul ăsta lui Dumnezeu și de a ne pregăti să fim ceea ce trebuie să fim, de fapt Dumnezeu urmărește împlinirea noastră și fericirea noastră. Ați auzit în biserici lucrul acesta, mulți dintre voi, Dumnezeu nu vrea să fim fericiți, Dumnezeu vrea să fim sfinți. Este o mare prostie. Este o foarte mare prostie. Pentru că nu există o contradicție între sfințenie și fericire. Când ești sfânt, Dumnezeu îți dă să experimentezi fericirea. Dumnezeu nu este un ucigător al bucuriei noastre. Dumnezeu nu este unul zice, a, tu te bucuri de mâncarea, nu te bucura că ești pocăit. A, îți place mașina că să Nu, ia-ți o dace care pică tot de pe ea. Tu n-ai voie să te bucuri. Tu trebuie să te abții. Tu trebuie să-ți găsești fericirea și bucuria numai în mine. O, sigur, eu o găsesc bucuria și fericirea numai în Dumnezeu, dându-mi o grămadă de lucruri și dându-mi o soție cu care mă bucur de viața asta. Tot de Dumnezeu mă bucur, dar mă bucur în diferite domenii ale vieții, în diferite momente ale vieții în care mă bucur de binecuvântările pe care Dumnezeu mi le-a dat. Dumnezeu vrea să fim împliniți, Dumnezeu vrea să fim fericiți. Și protecția și barierele pe care Dumnezeu ni le dă, ni le dă ca o protecție a fericirii noastre pe termen lung. Nu am împlinirii de o clipă a păcatului. Păcatul îți dă o împlinire, dar nu îți dă pe termen lung. Acum aș vrea să ne uităm puțin la pasajul nostru, dacă mai aveți răbdare, mai aveți răbdare. Ah. Da, mai aveți răbdare, vă spun tot ce știu în seara asta. Uh, ne uităm puțin la pasajul vostru, poți să citezi pe telefon? Ok, da? Unul te să alunge în capitolul 4, spune așa, încolo, fraților, fiindcă ați Deci nu vrem să fim japonezi, chestia să nu o să uitați, nu vrem să fim japonezi, da? Uh, vrem să avem o motivație dumnezeiască pentru a ne păstra frumusețea sfințenie. Fraților, fiindcă ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, zice, știți voi al lui Dumnezeu, sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Biserica din Tesalonic a fost o biserică pe care Pavel a plantat-o și la scurt timp, după plantarea, a trebuit să plece de acolo. De ce e important să știți aspectul ăsta? Pentru că Pavel, chiar de la plantarea bisericii, le-a spus acestor oameni că trebuie să rupă cu felul lor deșeri de viețuire, cu trăirea în imoralitate. Lumea greacă, lumea romană era împânzită de un cult al imoralității. Religia de stat era o religie care îmbina idolatria cu imoralitatea. Domnule, era o datorie sacră că să, să, fii imoral. Deci asta era aproape prin lege. Domnule, trebuia să fii imoral. Trebuia să fii imoral, pur și simplu. Și se convenea lucrul ăsta. Ok, când vine Pavel și predică Evanghelia, Domnului Iisus spune, ați învățat de la noi cum să vă purtați. Adică să trăiți în puritate sexuală. Ăsta e unul dintre lucruri care ar trebui să fie învățate la cateheză. Dar la un, când te să ți se spună o implicație a Evangheliei, o implicație a acceptării Domnului Iisus în viața ta care a murit pentru tine să curățească tot trecutul este să încetezi cu imoralitatea sexuală. Cu toate comportamentele de tip sexual. El a predicat lucrul acesta de la începutul bisericii. O, zic că asta e un subiect pe care trebuie să-l predicăm într-o situație specială, să vedem dacă nu sunt adolescenți de 13, de 14 ani, să nu știu ce să se întâmple, să nu spunem. Am auzit păstori de 40 de ani care spun cuvântul ăla cu C. Care cuvânt cu că? Biblia vorbește despre curvie. Pavel a spus clar lucrul acesta. Mă, la ce s-o cu că, Pavel, să nu că? Să nu că? Ce-o fi? Să nu că? Ei știau lucrurile astea. Nu o, tinerii, să nu spurcăm mintea tinerilor. Fie deja în clasa 5, în clasa 6, în clasa 7, știe mai mult decât știam eu când aveam 20 de ani, poate. El știe deja lucrurile acestea. Și eu îl chem la Hristos, el vrea să vină la Hristos, el știe de la trebuie să știe de la bun început, ați învăța de la noi cum să vă purtați. Voia Dumnezeu este sfințirea voastră să vă feriți de curvie. Al doilea lucru, uitați, al doilea aspect, aici am vreo 21 de puncte, dar o să le spun rapid. Ați învățat de la noi cum să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu. Nu spune, ești pocăit? Tu n-ai voie? Ia mâna de pe ea, hands off. Nu asta spune. Zice, ați învățat să vă purtați și să fiți plăcuți lui Dumnezeu, nu că este datoria sacră înaintea lui Dumnezeu să nu faci lucrul ăsta. Este o datorie puritatea sexuală, este o datorie dar ar trebui să o faci din plăcere ar trebui să o faci pentru că îl iubești așa de mult pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu s-a descoperit în, într-un asemenea mod în viața ta pentru că te-a cucerit Dumnezeu ca ființa supremă din univers și așa îndrăgostit de Dumnezeu, ce-i place lui Dumnezeu? Asta, mi-e simplu să fac, domnule Spunea cineva, Ah, dependenți de pornografie. Ce să facem ca generația noastră să scape de dependența de pornografie? Să se pocăiască, să fie născuți din nou. A, nu, că sunt născuți din nou deja, că sunt botezat. Fals! Fals lucrul acesta. Dacă ar intra cineva, că stai cu, cu, mâna pe mouse, să te uiți la următorul clip pornografic și te-ar spune, îți dau un milion de euro, nu te uita o săptămână la pornografie. Să mai uită? Nu se uită. Și ce? care o motivație foarte puternică. Deodată devine japonez. Nu uită. Eu nu am nicio problemă cu chestia asta puneți bani. banii. Da? Și dacă veni și săptămâna următoare, să vezi că poate trăi. Dacă are o motivație destul de puternică, care e motivația noastră? Noi suntem japonezi. Noi suntem români. Și suntem pocăiți. Așa ar trebui, da? Motivația noastră trebuie să fie dorința de a place unui Dumnezeu care ne-a cucerit. Nu care să uite la noi mânioși și spune Ha, ha, să vezi ce se întâmplă nea în cu tine. A, să vezi că nu o să mai facă ăștia nuntă în biserică. Să vezi ce urât o să se uite comitetul la tine. Te-am văzut cu fata aia de mână. Nu asta e motivația mea. Motivația mea e că vreau să plac lui Dumnezeu. Vreau să plac lui Dumnezeu. Al treilea lucru care spune, zice, și așa și faceți. Ăștia făceau deja treaba asta, da? Și zice, vă rugăm și vă îndemnăm în numele Domnului Isus. Cam așa ar trebui să facă frații din comitet. Te rog în numele Domnului Isus. ia mă pe fata asta. Asta spune Pavel. Pavel nu spune. Vă puneți sub disciplină. La un moment dat l au scos pe unul afară când s-a apucat de nebunii, da? Tu ești căsătorit? Ok, nu m-am dat exemplu. Ok, bun. Zice așa și faceți și zice vă rugăm în continuare și vă îndemnăm în numele Domnului Isus. Ei făceau deja de lucrul, lucru acesta, dar aveau nevoie să fie încurajați să continue în lucrul acesta. Dar observați Apostolul Apoavel la ce sensibilitate coboară pentru a proteja pe oamenii aceștia, pentru a îndemna și a încuraja să rămână în felul acesta în care ei au primit și practicau deja. Și gândiți-vă la lucrul acesta, unii dintre ei ani de zile trăiesc imoralitate sexuală. N-a fost pentru ei ușor. Ah, frate, ești dependent de lucrurile astea, scapi foarte greu. Oamenii ăștia au reușit să o rupă pentru că s-au întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu. Dar imoralitatea sexuală are nevoie de un progres. Are nevoie să înaintezi. Ai nevoie de încurajare. Are nevoie de motivare să continui lucrul acesta. Da, dacă credem că am făcut o întâlnire de tineret o dată pe an și se rezolvă problema, nu se rezolvă. Zice să sporiți tot mai mult în privința aceasta. În care privință? În privința purității sexuale. Ai nevoie de progres în lucrul acesta. Știți în adevăr ce învățături v-am dat prin Domnul Isus? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, vă feriți de curvie. Opa, vorbeam cu Cristi și ziceam, există așa un fel de ecumenism, de universalism în bisericile evanghelice. Nu contează că ești catolic, ești ortodox, ești baptist, că ești creștin după Evanghelie. Domnule, noi iubim pe Domnul Isus. Super! Hai să spun ceva de la Domnul Isus. Ce învățături v-am dat prin Domnul Isus? Să vă feriți de curvie. A, noi iubim pe Domnul Isus, noi nu iubim un cult. Foarte bine. Super. Uite, trăiește în puritate sexuală nu că iubești cultul baptist, ci pentru că îl iubești pe Domnul Isus Hristos. Ca să este o învățătură care vine de la Domnul Isus Hristos. Și aduceți-vă aminte ce șoc a fost pentru evrei din generația Domnului Isus când Domnul le-a spus, o, oh, voi, farisei, cărturare, voi nu v-ați nicio femeie. Dacă te-ai la o femeie și ai poftit-o în inima ta, pentru că nu este femeia ta, Aș păcătui cu ea în inima ta. Nu este același lucru cu păcatul fizic, dar este o curvie mentală. Este un păcat făcut deja. Este păcatul, este deja înfăptuit în tine, în mintea ta, în sufletul tău. Asta este o învățătură de la Domnul Isus. Îl iubești pe Domnul Isus. Asta e lucru pe care Domnul Iisus îl vrea de la tine. Ăsta e lucru pe care îl vrea Domnul Iisus de la tine. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Ei, sunt predici pe internet, o grămadă, care e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea, cu cine să mă căsătoresc, unde să mă duc la ce facultate e, și așa mai departe. Vrem să știm voia lui Dumnezeu. Vreau să vă spun un lucru. Dacă te ocupi de voia revelată a lui Dumnezeu în scriptură, Dumnezeu o să se ocupe să-ți descoperi lucrurile pe care nu ți le-a spus în scriptură și ai nevoie să le știi în viața ta. La ce facultate să te duci, în ce ora să te muți, la ce loc de muncă să mergi, când să schimbi geabul, când să-i spui la patronul tău să-ți mărească salarul și-o bătut joc destul de tine și meriți mai mult. Dar o să înțelegi toate lucrurile acestea dacă tu te ocupi deja de ceea ce Domnul ți-a revelat. Doamne, vrei, vrei să știu voia lui Dumnezeu? Vreau, Doamne, să știu voia ta! Deschide Biblia! Păi, citez în Biblie să vă feriți de curvie. Oh, n-am voie să mă mai la pornografie. Dar eu vreau să știu cu cine să mă căsătoresc. Bă, tată, lasă-te pornografie. lasă tu, babureala eu vreau să știu la ce loc de muncă să mă duc. Lasă-te întâi de pornografie, tu auzi? Ia mâna de pe fata aia, nu mai băga mâna sub bluza Nu vă băgați mine în pantaloni, nu mai faceți treburile astea. Lăsați-vă de curvie. O, oh, eu vreau să știu voia lui Dumnezeu. Doamne, sunt interesat de voia ta. Să vă feriți de curvie. Uite voia lui Dumnezeu. Înțelegeți? Dumnezeu ne-a revelat deja niște lucruri. Eu vreau să știu voia lui Dumnezeu, dar nu deschid cuvântul lui Dumnezeu care mi-arată voia lui Dumnezeu. În timp ce eu fac voia lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu, dintr-o preocupare și o plăcere sinceră pe care mi-o găsesc în Dumnezeu și în cuvântul lui, Dumnezeu o să mă coordoneze pe pământul acesta și o să orchestreze toate lucrurile ca să mă căsătoresc cu cine trebuie să mă duc la școală, la care trebuie să mă duc, să-mi iau geabul care trebuie, să mă mut unde trebuie și să stau cu cine trebuie și așa mai departe. Dacă eu mă ocup deja de voia revelată a lui Dumnezeu, voi, care e voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Și acum aici e un lucru foarte important care îl spune Pavel, zice să vă feriți. Când Biblia vorbește despre lupta contra uh, duhurilor răutății din lumea asta, zice împotriviți-vă deavolului tare în credință și el zice, va fugi de la voi. Haleluia! E tare. Deci diavolul nu e mai tare decât tine, dacă ești în Hristos. Când vine vorba de păcatul curviei, Biblia nu spune împotrivește. Mă duc la un poster în la mare. Ce e cu asta, mă? Ce mie mi îmi place mie? Ce dacă e dezbrăcată? Nu am nicio treabă. Nu asta spune Biblia. Frate, ești legalist. Ești legalist. Ia mâna. Frate, eu nu simt nimic. Eu merg de mână cu ea așa ca și cum aș pune mâna pe clanța ușii. Sau pe portera înghețată iarnă. Nu am nicio treabă. O țin așa să, să, nu cadă, să nu știu ce. Dar cum o merg până atunci? Și nu a căzut. Fii serios. Eu nu simt nimic. Nu simt nimic. Ești bolnav, ce duce la doctor dacă nu simți nimic. Da, eu nu am niciun fel de problemă. Auzi ce spune cuvântul lui Dumnezeu? Să vă feriți! Să vă feriți! dacă pe mine uh, iPhone-ul, Samsung -ul 7, duceți-l înapoi, că am auzit că explodează în buzunare și ia foc din cauza bateriei, uh, ăla mă ispitește, domnule, la propriu, ăla mă ispitește, nu pot să scap, nu mă pot proteja pentru simplu, fac am un dita mai telefonul cât un LCD de nu știu ce diagonală, Schimbă-ți-l, domnule, și ia-ți un ochiul 1100, găsești pe la cineva, aruncate pe la un... undeva. O perioadă de timp. Pentru că îl iubești pe Dumnezeu, vrei să îți, pre îți, prețuiești partenerul tău viitor sau actual de căsătorie, ferește-te de lucrul acesta. Evită lucrurile, nu e nicio vorba de niciun legalist. Legalism, eu nu trasez niște principii în seara aceasta practice pentru toți, universal. Nu, tu te cunoști pe tine. Tu stai în fața cuvântului Dumnezeu, e Duhul Sfânt acolo care îți poate spune ție. Tu ăsta ești, asta e slăbiciunea ta. Uite, oamenii ăștia slăbiciunea ta. Domnule, pleacă de lângă ei. A, dar Domnul Iisus cum o sta cu oamenii și, și păcătoșii și curva aia a sta și a spălat uh, picioarele cu lacrimile și o da cu părul capului pe picioare. Tu nu ești Domnul Iisus, tată, tu nu-ți dai seama. A fost o singură dată Domnul Iisus pe pământ. Da? Toți vrem să ne, să ne ascundem sub niște tertipuri din astea scoase din Sfânta Scriptură. Și nu e normal lucrul acesta. Zice Biblia să vă feriți de lucrul acesta. Eu sunt sigur că nu sunt fiul lui Dumnezeu. foarte sigur. Nu știu dacă voi sunteți siguri de lucrul acesta. Nu sunteți. Nu sunteți Domnul Isus Hristos și Mesia. A venit odată, am făptuit lucrarea de mântuire. Slavă Domnului, voi spune Biblia să vă feriți de curvie. Adică prin Duhul Sfânt să înțelegi toate lucrurile acelea care te pot duce unde nu trebuie să te ducă. Fiecare din voi, auziți, să știe să-și stăpânească să vasul în sfințenie. Ce cuvânt frumos zice să știi. Adică trebuie să-ți pui minte la contribuție. A, nu m-am trezit, iar am făcut-o. A, spunea cineva, zice, măi, zice, mă duceam la ea, stăteam cu ea și Făceau nebunia. Și după aia de acasă, va, iar am greșit. Am păcătuit. A doua zi zicea iar la ea, acasă. Păi, o chestie simplă, deci chiar nu -ți trebuie facultate să înțelegi lucrul ăsta. Ziceți, să știi să stăpânești vasul. Nu te duc acolo. Nu te du acolo, să știi. Trebuie să înveți lucrul ăsta. Trebuie să spui minte la contribuție. Nu sunt niște metode. Asta e greșeala cu șapte pași ca să nu mai păcătuiești. Nu există așa ceva. Sub călăuzirea Duhului sunt prin Cuvântul lui Dumnezeu, înveți lucrul acesta. Îți regenerezi mintea. Îți înnoiești mintea, înveți cum să-ți auzi să stăpânească vasul sau trupul în sfințenie și cinste. Să-ți-l stăpânești. Este o mare greșeală să credem că noi băieții suntem un fel de animale din astea scăpate din grădina zoologică, nedomesticite și am ieșit la devorat tot ce este uh, ce seamănă cu femeie. Nu ne putem aține ca niște nebuni, ca niște tauri din astea în magazine cu de porțelan, spar din tot pe acolo, suntem scăpați de sub control. Nu, nu putem să... Pavel spune să știi să stăpânești. Te și ferești, dar să știi să stăpânești vasul, trupul, să știi să-l stăpânești în sfințene, și în Cinste. Nu în aprinderea poftei. Nu în izbucnirea poftei. Să nu te lași condus de instinctul sexual. Nu vreau să spun în seara aceasta că instinctul, instinctul sexual, inclinația sexuală este ceva greșit. Este ceva extraordinar de frumos. Fantastic de frumos. Un lucru extraordinar de frumos în căsătorie. Extraordinar de frumos. Nu asta vreau să spun. Ci vreau să spun că trebuie să știi să-l stăpânești și să-l canalizezi în momentul corect, în cadrul corect, la timpul potrivit, cu persoana potrivită. Nu să te abții veșnic de la lucrul ăsta. Abstinența evanghelică. Cea mai frumoasă. Nu asta. Ci să-l canalizezi unde trebuie, când trebuie, în cadrul corect, cu persoana corectă. Fiecare din voi să știe să-și stăpânească vasul în sfințenie, nu în aprinderea poftei, auziți, ca neamurile sau ca păgânii care nu cunosc pe Dumnezeu. Și aici cred că ar fi motivația supremă. Dacă eu am ajuns la un punct în care l-am cunoscut pe Dumnezeu și am fost cu de dragostea lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, eu am motivația supremă să fiu mai bun decât un japonez. L-am păstrat virginitatea sau l-am păstrat puritatea sexuală pe care o mai am? Da? Că Dumnezeu nu face reparații de himen. Serios, acum. Cât mai am, eu dacă l-am cunoscut la punctul ăsta pe Dumnezeu, la punctul ăsta am motivația supremă ca să mă păstrez din punct de vedere sexual. Am motivația supremă. Zice să nu fii ca păgânii sau ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Și vreau să vă spun franc lucrul acesta. Dacă de ani de zile te pretinzi, zici, a, sunt botezat, sunt născut din nou, am prezența Duhului, sunt în viața mea, adică persoana care are forța infinită din univers și îi în tine, și tu trăiești în imoralitate sau practici conștient comportamente greșite de natură sexuală, dacă de ani de zile faci treaba asta, îți spun aproape cu 100% că nu ai nicio treabă cu Dumnezeu. Nici o treabă, nicio treabă. Niciun fel de treabă. A, poate odată ți-ai suflat nasul într-o batistă la o seară de evangelizare, te-ai pe aici pe jos, ai ridicat o mână sau nu știu ce mi-ai făcut, dar n-ai nicio treabă cu Dumnezeu. Nașterea din nou este cu totul altceva. Cunoașterea lui Dumnezeu este cu totul altceva. Cunoașterea lui Dumnezeu este momentul în care ai fost la propriu cucerit de Dumnezeu, transformat de revelația slavei lui Dumnezeu. Nu un punct în care la biserică, frate, ți-au spus, uite, 300 de lucruri pe care nu ai voie să le faci. Vrei să fii baptist? Da, vreau, treceți-mă membru în biserică. Nu ai nașterea din nou. Deci nu ai este nașterea din nou. Nașterea din nou. Viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Asta e viața veșnică. Asta trebuie să recuperăm noi evanghelismul de astăzi. Să ieșim din definirea religiei noastre ca o religie a negației, a, a reacției. Noi nu facem ca ea. Nu, nu asta e. Noi avem ceva mult mai frumos decât aveți voi. Noi îl avem pe Dumnezeu, îl cunoaștem pe Dumnezeu, l-am întâlnit pe Dumnezeu, îl experimentăm pe Dumnezeu. Și zice, să nu, nu mai fiți ca păgânii care nu-l cunosc pe Dumnezeu. Cum să mai faceți voi lucrurile alea? Vă nu sunteți păgâni. Voi îl cunoașteți acum pe Dumnezeu adevărat. Nimeni să nu fie cu vicleșug și cu nedreptate în treburi față de fratele său. Și vorbește tot despre imoralitatea sexuală. Îi face o nedreptate fetei sau băiatului respectiv dacă tu jefuiești din el sentimente, dacă tu jefuiești de la el vorbe care te fac să te simți valoros, care te fac să te simți iubit și n-ar trebui să iei de la el. Zice să nu fii cu vicleșuși și nedreptate în treburi față de fratele tău. Sau dacă tu, fată, da, părinții nu ți-au dat acasă ce a trebuit. Poate ai un complex de inferioritate sau nu te simți valoroasă, sau nu te simți frumoasă și ai nevoie de cineva care să completeze lucrul acesta. da? Poate devini o sugativă emoțională și îți vei distruge uh, 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 soțul în căsătorie dacă nu rezolvi problema asta înainte de căsătorie în relația ta cu Dumnezeu. Și s-ar putea să jefuiești un băiat de ceea ce ar trebui să dea doar soției lui pentru simplu, fapt că ai problema asta. Să-i un vicleșuc și este o nedreptate. Asta spune apostolul Pavel. Este o nedreptate. O, te iubesc, nu o iubești. Ești foarte nedrept față de ea și ești viclean. Nu iubești. Nu iubești. Să nu fie cu vicleșuc și nedreptate față de fratele său. Pentru că Domnul, avem aici și o motivație negativă, pentru că Domnul pedepsește toate aceste lucruri, după cum v-am spus și v-am adeverit. Oare cum ar putea Dumnezeu să pedepsească treaba asta? Păi zice Pavel despre un curvar din Corint, zice, l-am pe mâna satanei. Cum se pare treaba asta? Se dea pe mâna satanei. Oh, ce, ce, ce efect are putea să fie. Dacă nu ești născut din nou, poate Dumnezeu te-a lăsat în voia minții tare o să o duci foarte bine pe pământ, dar să o sfârșești în iad. Dacă ești copilul lui Dumnezeu, nu uite puțin la istoria lui David. Și ai să înțelegi ce înseamnă să pună Dumnezeu mâna pe tine și să dea cu tine de toți pereții. Ai să vezi ce înseamnă lucrul acesta. Zice, Dumnezeu pedepsește toate acestea. Frate, e păcat că am ținut mâna. E păcat că am băgat mâna acolo. Dumnezeu pedepsește toate aceste lucruri. Păcat că am apăsat clic. Toate aceste lucruri le pedepsește Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește pe aceea pe care îi iubește. Dar îi pedepsește la propriu. Aduceți-vă aminte că niște oameni care numai atâta făceau, se duceau la cina Domnului în Corint și luau cina Domnului într-un chip nevrednic. Spune Dumnezeu că a început, mulți dintre voi din cauza aceasta sunt ne neputincioși, bolnavi și nu puțini dorm. Adică, Nu caut! Dumnezeu n a discutat. Ce zice, a trecut la Domnul. Da, a trecut la Domnul, dar cum a trecut la Domnul? Cum a trecut la Domnul? De ce a trecut la Domnul? S-a îmbolnăvit, să-l încurajăm, să ne rugăm pentru el. Și ia cisterna de pastile. Poate trebuie să te pocăiești de păcatul în care trăiești, nu mai e cisterna de pastile. Dacă voi a fost voia Domnului să-mi dea boala asta, nu, poate voia Domnului să te pocăiești de păcatul care te face să bei atâtea pastile. Și să ajungi unde ai ajuns. Înțelegeți? Trebuie să gândim lucrurile și în felul acesta. Sunt păcate de moarte care duc la propriu la moarte fizică. Zice, nu te juca cu Dumnezeu. Dumnezeu pedepsește toate aceste lucruri pentru că iubește pe fetele ale, acelea de care tu îți joc și iubește pe băieții aceia de care tu îți bajoc. Căci Dumnezeu nu ne-a chemat. Care e chemarea lui Dumnezeu pentru viața mea? Uite care. Nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. De aceea cine ne socotește aceste învățături nu ne socotește pe un om, adică pe Andrei Croitoru, ci pe Dumnezeu care va da și Duhul Său cel Sfânt. Și ce mi se pare mie interesant? Văd tineri, ăștia foarte înfocați, noi suntem o generație puțin obsedată de Duhul Sfânt. Nu e nicio problemă cu chestia asta. Numai că e înțelegere greșită a lucrării Duhului Sfânt. În ce sens? Vin niște tineri vin ăștia tot înroșiți, așa, cu vocea praf. Unde ai fost? A fost și ne-a rugat să fim plini de Duhul Sfânt. Slavă Domnului! Și după aia bagă mâna în pantaloni sau în bluză. Bă, tată! Deci lasă-mă în pace! Nu spune mie de Duhul Sfânt. Sau după aia ești cu țigara în gură, sau după aia te, cu porcărie în gură, cu mizerie în gură, sau după aia te duci și te uiți la pornografie. Nu spune mie nimic despre Duhul Sfânt. Este o asociere bajocoritare, blasfemiatoare la adresa lui Dumnezeu. Ăsta e argumentul lui Pavel aici. Domnule, nu ne socotești pe un nu-i vorba de omul ăla ci este vorba despre Dumnezeu care va a dat și Duhul Său cel Sfânt. De ce ți-a dat Duhul Său cel Sfânt? Nu mă pot, frate, lăsați-o, dat Dumnezeu, Duhul Sfânt, te poți lăsa. Nu mă pot, frate, păstra, bate poți păstra, Dumnezeu ți-a dat Duhul Sfânt. Implică-te în slujire, Doamne, consumă, -ți, convertește tot, toți, toți hormonii ăla și instinctul ăla sexual care urlă din tine, convertește-l în slujire, slujește pe Dumnezeu, mărturisește pe Domnul Isus Hristos, slujește Biserica Domnului Isus. și ai să vezi că altfel este așteptarea persoanei pentru care te pregătești ca să fii cu ea o viață întreagă. Aș vrea să închei cu lucrul ăsta. Imaginează-ți când te duci tu cu... Spune să nu fii cu vicleșu cu nedreptate față de fratele tău sau față de sora ta. Imaginează-ți când te duci tu cu fata sau cu băiatul cu care poate știi că nu te vei căsători, ești la o relație de probă, de încercare, sau nu știu ce aburiel v-ați spus voi acolo, în fine. Da? Și începi să practici comportamente de tip sexual. A, nu, noi vrem să fim curați până la căsătorie, noi nu o să facem ultima fază, finală. Da. Imaginează-ți că în același timp, tu, băiat viitoarea ta soție, îi cu unul nu știu ce copac și ăla tot o masează. Cum te-ai simți? Nu te întreb serios la propriu. Cum te simți? Acum știind că tu ești nedrept față de o fată care nu e soția ta și altul își bate joc de cea care va fi soția ta. Cum te simți? A, și a doua zi îi rupe relația și fiindcă e frustrată și foarte emoționată și foarte disperată de ceea ce s-a întâmplat, sare în altă relație și dacă tot au făcut lucrurile alea, deja nu se mai pot bucura la fel de mult de ele și merge puțin mai departe. Și tu ai putea să vezi lucrul acesta. Dumnezeu ți-ar da capacitatea să vezi lucrul lucrul ăsta chiar se întâmplă. Dumnezeu ți-ar da capacitatea să vezi lucrul acesta cât da altcineva să folosește de cea care va fi soția ta. Cum te simți? Sau cum te vei simți când tu ai făcut lucrul acesta? și un băiat va veni să-ți ia fata de acasă și nu vine cu ea până la 10, până la 11, că stă cu ea pe nu știu ce, nu, știu, nu știu ce copac, pe nu știu ce deal, nu știu ce mașină și el îi face nu știu ce lucruri. Ce face? Eu știu ce aș face. Dumnezeu știe ce aș făcut de-aia mi-a dat băieți. Da? Serios? Dar cum te-ai te, cum te simți în sufletul tău să știi că cineva face lucrul ăsta față de el? Aici, a, nu e nicio problemă, frate, nu fi legalist, mm -hmm. că nu-i păcat. Ce dacă băiatul ăla i-a dat pantaloni jos la fata mea? Hai, frate, să nu fii legaliști. E serios? N-ai putea să gândești așa. De ce? Pentru că este vorba de o altă persoană. Vedeți, încep să gândești egoist. E, gândește lucrul ăsta așa. Gândește, începe să gândim, haideți să începem să gândim lucrul ăsta în felul acesta. Mă bucur că am fost în seara asta cu voi. Îmi doresc foarte mult, la punctul în care suntem, Dumnezeu să ne dea putere de pocăință, de schimbare, de transformare și să căutăm să ne lăsăm motivați de un Dumnezeu pe care îl cunoaștem dacă în seara asta aici sunteți persoane necredincioase vreau să vă spun că în, în relația cu Dumnezeu chiar dacă sunteți în biserică de nu știu câți ani în relația cu Dumnezeu născut din nou cu prezența Duhului Sfânt trăirea în Sfințenie este o frumusețe trăirea în Sfințenie este o frumusețe este un lucru extraordinar de frumos care aduce împlinire și fericire care aduce împlinire și fericire. Dumnezeu nu este un ucigător de bucurie și de împlinire. Nu este în felul acesta. Nu este în felul acesta. Și poate în seara asta, indiferent de ce ai făcut, poate în seara asta, datorită pocăinței și schimbării pe care vrei ca Dumnezeu să o facă în viața ta și hotărârii tale și regretului tău sincer, părerii tale sincere, datorită acestui lucru Dumnezeu ar putea să-ți dea și sigur îți va da pe cineva pe care nu-l meriți. Poate o șansă pe care Dumnezeu ți-o dă în seara asta. Mie Dumnezeu mi-a dat-o și să-L vezi pe Dumnezeu și voi face lucrul acesta toată viața mea pentru ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Ceva ce nu merit nici cât un vârf de ac. Nu merit. Și Dumnezeu a făcut lucrul ăsta cu mine și cred că poate să facă lucrul ăsta Dumnezeu cu mulți. Întrebarea este dacă vrei să forțezi mâna lui Dumnezeu. A, ah, au zis că Dumnezeu totuși aș putea să-mi dea. Deci putem să mai mergem vreo câteva luni în felul ăsta. Nu. Să definitiv, motivat din dra de dragostea lui Dumnezeu, fiind născut din nou, experimentând prezența Duhului Sfânt reală în viața ta. Dumnezeu să vă ajute vouă, să-mi ajute și mie. Mă bucur că am fost aici. Dacă vă plăcut predica ca să mă mai chemați, da? Mersi!